Clubul Steaua București s-a acoperit de glorie în Superliga Națională de Tenis de Masă pentru Seniori, disputată la finele săptămânii trecute în condiții speciale în incinta Complexului Olimpic de la Izvorani. Competiția a fost câștigată atât la masculin cât și la feminin de clubul Roșalbastru. La feminin, în semifinale, Steaua a depășit pe ACS Dumbrăvița cu scorul de 3-1 pentru ca în finală să treacă tot cu 3-1 de Farul Constanța. Echipa Stelei, care a cucerit în premieră acest titlu, a fost formată din Berna de Soci, Eliza Samara, Andreea Dragoman și Andrada Vințe. Cum a fost să vă întoarceți în sală la o competiție oficială după 6 luni de pauză? Mulțumim frumos, abia am așteptat acest moment, a fost tare dor de competiții, de sentimentul și de emoțiile pe care ne le dă o competiție și ne bucurăm că am revenit în forță și că am ieșit câștigătoare din acest concurs. Cum a fost competiția? Cât de dificil a fost pentru Steaua să câștige titlul național? Ne doream foarte mult să câștigăm acest titlu, fiind și primul an la noi în pentru echipa feminină în Superliga și am avut meciuri destul de tari și multe meciuri. Am jucat 9 meciuri în 4 zile, dar am reușit să trecem cu bine peste aceste meciuri. Care a fost feeling-ul pe care l-ați simțit când ați urcat pe podium, pe cea mai înaltă treaptă? E un sentiment care este greu de descris, dar putem spune că suntem foarte fericite și mândre că am adus acest titlu echipei. La masculin, cu o echipă extrem de tânără, Steaua a trecut în penultimul act cu 3-1 de Voința Câmpul Lung, pentru ca în finală să dispună de CS Mioveni cu scorul de 3-0. Pentru Steaua a evoluat Eduard Ionescu și Darius Movileanu, fiecare în vârstă de 15 ani și Andrei Tomică de 16 ani. Cum a fost să te întorci într-o competiție oficială după 6 luni de pauză? Sunt foarte fericit că am reușit să joc după foarte mult timp un concurs pe care l-am și câștigat, care a fost foarte important pentru mine. Într-adevăr, a fost foarte greu la început pentru că nu mai jucasem de foarte mult timp și totuși s-a jucat la un nivel foarte înalt. A fost foarte dificilă, fiind și prima competiție după această perioadă foarte grea, dar suntem foarte fericiți că am reușit să ne mobilizăm și să câștigăm. A fost o competiție foarte bună, un rezultat neașteptat, adică nu ne așteptam să câștigăm, dar suntem foarte bucuroși că am reușit. A fost foarte plăcut, așteptam cu nerăbdare să mai avem o competiție și chiar ne-am bucurat enorm că am reușit să jucăm.